România se luptă cu zile de foc și furtuni violente în toată țara. În ultima perioadă, canicula a fost întreruptă de furtuni bruște care au măturat tot în calea lor. Expertul climatolog Mircea Duțu ne spune cât vor persista aceste episoade în România. În anumite zone din țară, codul roșu de caniculă îi topește pe români și face să fie un aer greu de respirat, însă, în același timp, în anumite regiuni, grindina face ravagii. Expertul ANM Mircea Duțu a spus în exclusivitate pentru Realitatea la ce să se aștepte românii în perioada următoare. Prin disiparea treptată a situației de blocaj atmosferic creată la nivel european în ultimele 6 săptămâni și care a generat cupola de căldură ce a persistat asupra estului continentului, inclusiv a României, vom trece treptat în zilele următoare și foarte probabil și peste restul lunii de temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei. Începând cu săptămâna viitoare, temperaturile scad în termometre, ajungând chiar și la 27-28 de grade Celsius în anumite zone din România. România se află între masele de aer rece și cald. Vor aduce episoade de instabilitate și manifestări violente de vreme. Experiențele caniculei de până acum ne arată faptul că în condițiile în care încălzirea globală se accelerează cu un record de 0,26 grade pe deceniu, Europa este printre primele continente afectate de acest fenomen. Trebuie să ne așteptăm și în viitor la canicule tot mai numeroase, mai persistente și mai intense. Un aer mai cald crește evaporarea solului, agravând seceta, dar în același timp el poate conține și umiditate mai multă, care sporește precipitațiile extreme. Pe lângă problemele cu apa, căldura excesivă a generat și pene de curent, iar specialiștii spun că nu ar fi primele din acest sezon extrem de călduros, relatează realitatea.net.